I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Salut, eu sunt Cătălin, iar în acest videoclip vă voi arăta cum să faceți rost de arma Eridian Fabricator. Păi, practic, oarecum nu trebuia să fac un tutorial sau un guide, ca să zic așa, pentru această armă, deoarece, bă, practic, vă dați seama că faceți rost de ea, mai ales că este și legendară. Ideea este că, practic, când jucați prin povestea principală a jocului, la o anumită misiune principală, o să primiți această armă și mă gândeam că poate unii nu o să folosiți pentru că ziceți, bă, dar cum pot să folosesc această armă dacă această armă trage efectiv cu arme, gen o armă care trage cu 10 arme deodată, o armă shotgun care trage cu 10 arme. Și după aia practic vă gândiți, bă, dar eu n-am cum să dau damage, arma asta e fun așa pentru moment ceva, dar în rest nu e ok. Arma asta e foarte bună pentru că folosind 10 iridium poți face rost de 10 arme, dar din această armă să știți că nu poate pica legendară, poate pica maxim epic, pot pica maxim epice, ca să zic așa. Și sunt foarte bune epicele, mai ales dacă vreți să faceți rost de, nu știu, de un shotgun bang stick care nu este unic sau ceva legendar, este epic, de varianta 18, gen să trag acest shotgun cu 18 gloanțe sau nu știu, un shotgun tot de la Jacobs care trage cu 25 de gloanțe și să fie și înointe, de foarte bună, sau dacă aveți nevoie și de niște bani și aveți prea mult iridium, trageți de câteva ori cu această armă și bam, faceți rost de bani, practic luați armele de pe jos, le vindeți și aia sunt banii. Practic am făcut acest item guide ca să nu uitați de această armă, să nu o vindeți de greșeală sau ceva de genul, pentru că arma aceasta o primiți practic pe gratis, este foarte OP, este foarte tare, un concept destul de interesant. Prima și prima dată când am văzut-o într-un trailer până să apară jocul, eram what the fuck, bro, sunt curios dacă pică legendare, dar din păcate nu poate pica legendară din această armă când o folosești, dar totuși, măcar epicele, sunt o groază de arme epice care nu sunt unice și sunt foarte, foarte bune. Sau când ai nevoie de bani sau căcatul de genul și ai iridium, bagi acolo, tati și aia. Și da, omuraților, cam acesta a fost item grade, eu sper că v-am ajutat, ce să vă zic, noroc acolo la iteme bune sau acolo baftă cu bani. Eu vă salut, la revedere, pa, pa! Daggy shot it.